16 februarie 2018, ședința este legal constituită, suntem în prezența majorității consilierilor și pentru buna desfășurare a ședinței noastre, vă rugăm să faceți propuneri pentru alegerea unui președinte de ședință. Domnul Profil. Vă rog ca președinte de ședință să fie domnul Dințel. Alte propuneri? Nemai fiind, supunem la vot propunerea domnului Profil. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Domnul Ițiu, vă doresc succes! Mulțumesc pentru acolo, domnul Ițiu, da? La o altă sesiune. Azi avem trei proiecte. Primul proiect este proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului local. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind decontarea călătoriei de mijloace de transport ale camerelor didactice pe luna ianuarie 2018. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind abordarea priorităților, obiectivelor și a planului de acțiuni privind dezvoltarea economică socială din 2018. Dacă mai aveți altceva la ordinea de zi, în afară de nefiind, așa supunem la vot proiectele care le prezentă. Cine-i pentru? Se abține ceva? Dăm cuvântul domnului primar. La primul proiect de ordine de zi, proiectul de hotărâre privind adoptarea bugetului local pe 2018. Având în vedere dispozițiile legii 2 de 2018, adresele numărul 111-118 la Agenția Județeană a Finanțelor Publice, adresa de la Consiliul Județean Bacău, precum și adresa 1164 de la, din data de 25.1.2018 de la Consiliul Județean, prezint contribuția Consiliului Local la finanțarea Comunității de Protecție a Persoanei cu Handicap, raportul compartimentului specialitate, expunerea din motive a primarului, s-a inițiat cu următorul proiect de hotărâre. La articolul 1. Propun aprobarea bugetului local pe 2018, care cuprinde la parte de venituri suma totală de 2375.000 lei, iar la partea de cheltuieli suma de 2672.000 lei RON. Articolul 2. Veniturile bugetului local în sumă de 2375.000 lei se compun din A. Venituri proprii, impozite și taxe de proprietate, 202. Taxe pentru utilizare de bunuri și autorizare de utilități, 44,7. Alte impozite și taxe fiscale, 9. Amenzi, penalități și confiscări, 67. Taxe speciale, 60. B. Sume defalcate din TVA, 603. Sume defalcate din TVA pentru echilibrare, 844. Sume defalcate din TVA pentru drumuri, 112. Cote defalcate din impozit pe venit, 89. Cote defalcate din impozit pe venit pentru echilibrare, 424. La cheltuieli. La articolul 3. În sumă de 2375.000 lei, pe capitole, pentru administrația publică, la salarii, 689, pentru cheltuieli materiale, 196,5, pentru investiții, 113. Transferuri pentru, pentru instituțiile de asistență socială, 10. Ordine publică și siguranță națională, 86,27. Cheltuieli materiale pentru ordine publică, 13. La învățământ, cheltuieli materiale, 210. Asistență socială, 14. Investiții, 50. La asistență socială, 477,5. Pentru indemnizație, 135. Pentru UNICEF, avem proiectul de parteneriat, 72.
la iluminat 120 la cheltuieli materiale și la investiții 15. La salubritate 90,2. La transporturi, cheltuieli materiale 55, investiții 123,75. La proiectul pe care îl avem în derulare 297. Propun stabilirea sumei de 10.000 de lei pentru transferul din bugetul local pentru instituțiile de asistență socială pentru persoane cu handicap, suma necesară pentru achitarea cofinanțării. Aici este vorba de persoane pe care noi le avem în instituții specializate. Consiliul Județean participă cu o sumă, noi, Consiliul Local, cu o sumă. Partea noastră este de 10.000 de lei. Propun acoperirea la articolul 5, deficitului bugetar, repartizat la cheltuielile capitale în sumă de 297.000 lei din excedentul bugetar disponibil la 31.12.2017, după cum urmează, la capitolul 8402, titlul transporturi, 297.000 lei. Aici este vorba de suma de bani de la drumul agricol, care încă nu s-au plătit toate lucrările la ultima factură. Banii care sunt acolo de la FIR, deci de la fonduri europene, se consideră că sunt excedent bugetar și el se raportează, se duce în continuare toate drumul respectiv. Propun lista obiectivelor de investiții pentru 2018, conform anexei care face parte din prezenta hotărârii. Și ne-am propus pentru 2018 din banii pe care noi i-am primit de la Consiliul Județean. Amenajare realei cămin cultural în sumă de 15.000, cu finanțare documentații PIS-ul, școală și primărie 28.000, modernizare drumurilor de exploatare agricolă, ceea ce vă spuneam, 297.000 de la transferul în excedent, actualizare planului urbanistic general 18.750, pentru PUB, studii topografice, 13.000. La PNDL, cele trei proiecte care le avem aprobate pentru finanțare, 40.000. Amenajare specială de sport la școala Strugari, 52.000. Atâta ne-am putut propune ca și cheltuieli de investiții pentru sumele care le-am primit pentru așa ceva de la Consiliul Județean. Banii sunt puțini. Foarte puțini. Am căutat și noi să îi punem acolo unde avem nevoie mai mare. Aveți anexat raportul prin necesitatea adoptării proiectului local pe 2018, precum și expunerea de motive pe care dumneavoastră a studiat. Dacă puneți în discuție, domnul președinte, pentru buget. Așa, pentru că domnul primar a prezentat proiectul de hotărâre privind adoptarea bugetului local, dacă sunt ceva discuții la acest... Da, domnul... Domnul primar, constat că este un buget propus dumneavoastră foarte dezechilibrat. În primul rând, dumneavoastră vreți să echilibrați cu banii care oricum se va duce către drumul de exploatație agricolă, în valoare de 1.970.000. Deci, ați propus niște investiții și niște cheltuieli, să acoperiți din niște bani pe care nu o să-i aveți. Deci o să fie un buget dezechilibrat în drumul. Dumneavoastră, dacă aveți propuneri, propuneți ca să le echilibrați. Păi nu, eu acum îmi plan drumul. El e dezechilibrat. Eu mă refer câte banii puțini care mi s-au alocat. Totuși, și poate sunt dezechilibrat. Ei, nu, asta mă refer. 50 de bani de ei, da? Păi nu,
De exemplu, de exemplu, veniți la capitolul 5 și propuneți acoperirea de deficit din lista de cheltuieli. Aici excedentul anului trecut. Păi data, aici e excedent. Adică, nu e corect. Din punctul meu de vedere. Acum, dacă nu lasă, credeți că e corect? Nu, e corect pentru că banii respectivi pe care tu îi ai în buget în 2017, nevoia ca să-ți finalizezi proiectul, ei nu-ți mai dau alți bani, adică nu-ți dă Consiliul Județean bani ca tu să-ți spun, duci la bun sfârșit proiectul, pentru că tu îi ai, dați în anul 2017. Și ei se consideră, sunt acolo, dar se consideră ca nefiind cheltuiți, că sunt un excedent de bani. Adică dacă eu, dacă aș contesta asta la Consiliul Sfârșitul, sunt sigur că fiu proiect. Păi nu e nicio problemă, contestați-l. Deci, să venim peste două, trei săptămâni să ne facem proiectul. Nu se poate contesta, haideți să vă explicăm. Proiectul ăsta, dacă va fi adoptat, va deveni hotărâre. Hotărârea asta, 10 zile, sunt obligați să o trimit instituției prefectului. Instituția prefectului are un serviciu. De verificarea legalităților actelor administrative. Niciun consilier juridic de acolo nu îl ia și-l pune în altul. Se citește cu cuvânt. Și dacă ei constată că nu este ilegal, îmi trimite adresă de revocare sau de modificare a actului respectiv. Dar nu este cum să aibă părți de ilegalitate. În sensul că completez bugetul pe excedentul din bugetul local al anului trecut, este normal dacă am o sumă de la fi pe care n-am cheltuit-o. Banii sunt în cont. Eu acei bani trebuie de 2018. Când se va finaliza, în baza procesului verbal de finalizare a lucrărilor, a modernizării drumului de acolo, să plătesc omului ăla banii ăia. Și normal să aduc banii din excedent în execuția bugetară a anului 2018. Deci atunci nu-i poți folosi altfel. Nu, nu, deci nu poți folosi altfel. De contentul ăsta. Da, se consideră că sunt acolo și ia-i, ia-i. Trebuie la echilibrat. În fel de fond, evolument. Problema din punct de fond, sunt acei 3.750.000 care sunt bani de investiții, care au venit prin sume de la Consiliul Județean și domnul primar a propus o listă de investiții. Discutați, aia e discutat. Nu niște bani de la afirm care trebuie să plătești, cât trebuie să plătești, că finalizează un plan. Trebuie să-i dai bonioare, doar, la lucrători. Nu aveți... Așa mai dau o întrebare. Chiar costă 150 milioane de lei vechi, 15 metri pătrați aici, în fața cămimului? Da, domnule, există situații de lucrare, se poate verifica. Adică 1.000 de lei pe un metru pătrat, 10 milioane de metri pătrat, eu aș pune poate cum să am de 15 metri pătrat. Măsurați, domnul Angaru, și bine cât sunt, cu lucrările care s-au făcut, eu plus acoperișul respectiv care s-au renovat. Una dintre costurile care există aici e faptul că noi plătim din ăștia, efectiv lucrarea, e la 50% din valoare. Diferența sunt taxi. Deci, pur și simplu, e 300 de milioane. Nu. E 70.000. E 15.000 de euro. Cu taxe. Adică plătești doar el. Plătești CSE omului, societății, nu-i plătești cu majorarea la casă pe cineva să vină, hai să plătești. Cu ziua. Noi plătim 55% taxe și impozite la stat. Deci tu, ca stat, plătești taxe și impozite la stat. Dacă ai făcut lucrarea asta acasă, te costă jumătate. Nici jumătate. 300 de lei, 500 de lei, 1 leu. Da, un leu, dar eu nu mă pot duce eu să o cumpăr de acolo cu 2 lei să o pun eu în manoperă. Care ceva? Auzi? Dar drumul ăsta agricol care s-a făcut, domnul Hanganu, credeți că dacă tu l-ai face în regii proprii, te-ar ajunge la atâta? Regii proprii cu siguranță că nu. Păi nu, te-ar ajunge probabil la un sfert, la 30-40% din valoare. Problema este corect să fie adevărat, pentru că sunt angajați, sunt salarii, sunt contribuții la stat. E logic să fie mai mult. Totuși, mie se pare ca și consilier local o sumă mărșoară. Și mie mi se pare că este o sumă mare când mă vezi că statul ce plată cu 50 de milioane de lei și iau în mână 25 de milioane. De ce? Și mie mi se pare anormal. Deci, când te uiți pe statul de plată la... La mine, la domnul Teofil, 70 ceva de milioane. Și ea, mână, 3.000 de lei. Aici e pensionarul. Nu, pentru că pensionarul se ia la valoarea aia. Se ia netul. Se ia netul.
Dar aici, dacă aveți nevoie, la doamna contabilă, sunt toate acele situații de lucrări. Sau la urmă, la diverse. La diverse? Mă e. Alte discuții. Alte discuții, mă e. Supunem la vot. Punctul în proiect de hotărâre privind ajutorul. Cine e pentru? Eu nu am înțeles. Se abține cineva? Da, eu nu. Contra? Dăm cuvântul domn primar la punctul 2. Proiect de la punctul 2 la ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea de contării contravalorii călătoriei pe mijloace de transport ale personalului didactic de la Școala Gimnazială Strugar, pe luna ianuarie 2018. Având în vedere raportul compartimentului din cadrul aparatului specialitatea primarului, expunere de motive, adresa numărul 327 de Școala Gimnazială, precum și prevederea articolului 2 din instrucțiunea privind de contare în abietei cadrelor didactice din 17 februarie 2011 ale Ministerului Educației, precum și în baza dispozițiilor articolul 36, articolul 45 de legea publică, administrației publice 2215/2001. Proiectul de hotărâre are un singur articol, la care se propune aprobarea de contării contravalorii călătoriei pe mijloace de transport ale personalului didactic de la Școala Strugar pe luna ianuarie, în sumă de 2258 de lei. În spatele proiectului hotărâre avem raportul privind aprobarea de contării contravalorii călătoriei pe luna ianuarie. Avem și raportul de avizare, precum și dosarul care conține toată justificarea privind pe fiecare beneficiar în parte. Bonuri de călătorie sau calculul făcut, extras de la stația Petrom, cât costă litru de benzină pentru decontarea celor care vin cu mașina proprietate din 47,5% de kilometri. Discuții, avem ceva discuții la proiectul numărul 2. Supunem la vot proiectul numărul 2. Cine e pentru? Contra? S-a ținut? Bine, mulțumim. La punctul 3 al ordinei de zi, proiectul hotărâre privind aprobarea priorităților, obiectivilor și a planului de acțiuni pentru dezvoltarea economico-socială a localității pe anul 2018. Având în vedere expunerea de motive a primarului, raportul de specialitate al secretarului comunei Strugari, adresei numărul 1035 în 17-a a instituției prefectului județului Bacău, precum și avizele Comisiei de Specialitate, proiectul de hotărâre la articolul 1 propune aprobarea priorităților, obiectivelor și planul de acțiuni pentru dezvoltarea economico-socială pe anul 2018 a OAT Comunei Strugari, conform anexei care face parte integrată din proiectul hotărârii. Articolul 2, cu toții la îndeplinire a prevederilor, se obligă compartimentele specialitate din cadrul aparatului specialitate a primarului. Articolul 3 se comunică instituției prefectului, precum și celor interesate prezent la hotărâre. La o adresă a instituției prefectului s-a solicitat o machetă privind prioritățile, obiectivele și planul de acțiuni pentru dezvoltarea economică socială a localității. Există ca o fișă, fișa localității, ca o machetă a localității. Dacă vreți, eu am să dau citire câtorva detalii. Deci, pe sate, comuna Strugari deține
în satul Strugar 369 de gospodării cu 770 de locuitori. Tenade și 165 de gospodării cu 352 de locuitori. Cetățuia 158 de gospodării cu 302 de locuitori. Iază 110 cu 205 locuitori. Petricica 259 gospodării cu 679 locuitori. Răchitișul 214 gospodării cu 487 locuitori. Total comună, 1275 de gospodării cu 2805 locuitori. Ca suprafață pe total localitate, 5903 hectare. Pe intravilan, 285 hectare. Pe extravilan, 4118 hectare, la care se adaugă și pădurea de 1499 hectare. Aici este vorba de păduri, o pozitiv inclus proprietate particulară. Număr de cadre de dat este 24, dintre care educatori 3, învățători 5, profesori 16, dintre care titularizați 16. Acum, ca și obiectivele, știți că noi am prins aici grădinița, școala de la Pescuța, alimentarea cu apă, canalizare. În machetă ni se cer ca domeniul în care ea să acționeze, se cuprinde cam tot ce mișcă pe raza comunii și cam ce ne propunem noi, da? Implementarea tehnologiei informației și comunicării, dotarea de biblioteci, realizarea de centre educaționale, așa cum am spus noi, de cantieră pe la satul Iaz și posibil și la satul Cetățuia prin Compania Națională de Investiții, vrem să facem chestia asta. Conectare la internet de mare viteză, având în vedere Ronetul. Obținere de autorizații de funcționare sanitară și ISU, dotare cu mobilier școlar și dotări didactice. Dezvoltarea unei baze sportive. Ca acțiuni, dezvoltarea sistemului de educație timpurie, înființarea liceilor, școlilor profesionale, conectarea școlilor la internet, conexiuni de mare viteză. Aici se referă mai mult la înființarea de școli profesionale, de îndrumarea, de îndrumarea către școli profesionale, pentru o școală de... pentru o școală de meserie. Pentru ceea ce vrește reducerea abandonului școlar, alocații pentru tineri și finalizarea cursurilor gimnaziale, alocații pentru unitățile învățământ pentru terminarea studiilor, burse profesionale, sprijinirea tinerilor care vin din familii cu venituri medii sau mai mici de 150 lei pe membru de familie. Ați văzut că la școală sunt, există și ca o în buget prevăzut un domeniu de asistență socială. Sunt acele persoane care se află în situații dificile și care pe baza unor certificate de la comisie beneficiază, beneficiază de niște ajutoare financiare. Dati din primării sau din școlă? Nu, în baza unei evaluări a unei comisii de la Bacău, este un certificat de orientare școlară și îi se acordă 17 lei pe zi ca o normă de hrană, reprezentantul legal sau părintele. Pe timpul școlarizării, bineînțeles. Acolo unde copiii au nevoi speciale, există o comisie la nivelul județului Bacău. Copiii cu probleme sunt îndrumați spre această comisie, de la care se obține un certificat. Așa, care este baza,
sprijinirii financiare. E o chestie foarte bună, numai că o parte dintre părinți nu înțeleg să meargă acolo, având, spunând că vine Doamne să facă de rușine. Nu trebuie să facă de rușine, pentru că există o modalitate de a se îndrepta acel copil. Prin sprijin financiar. Dar nu e rușine, chiar e bine. Ei, păi, altele nu le este puțin, da? În ceea ce privește asistența sanitară și medicală, ca și număr de cabinete medicale de familie 1, sanitar veterinară 1, cu cât un medic uman sau veterinar. Atât e foarte generoasă, dar noi suntem Comuna Strugar, nu avem nici licee, nici școli profesionale. Ei îi cer ce investiții am face noi în viitorii ani. Mancheta privește atât localitățile cât și orașe. Orașele și municipii. Probabil la nivel de instituții s-a cerut ca noi acolo unde avem domenii de activitate să propunem și să prioritizăm într-un fel obiectivele și planul de acțiune. Îl aveți, dacă vreți să multiplic și la fiecare consilier în parte ca să fie. Chiar pentru politici agricole și dezvoltare rurală este prevăzut și ca obiectiv, ca prioritar. Noi aici am făcut referire la subvențiile care se dau pentru agricultură. La subvențiile respective chiar am fost în forma de cederapia și facem să aducem la conștiință potențialilor beneficiari ca să meargă să acceseze subvențiile. Sunt primiți cu brațele deschise. Sunt primiți cu brațele deschise, nemai fiind nevoie chiar de documentații, schițe făcute de măsurător topo. Da, nu, sunt verificare, fără echipă. Și eu cam atât am. Am prezentat și materialul la proiectului la punctul numărul 3. Dacă sunt discuții la acest proiect. Eu vreau să vă întreb punctual. Da. Câte familii sau câți copii beneficiază de altul o sărășoare și prelizit din asta punctul? Păi nu, care face să încerc de altul la școală. Sunt, țin, cred că sunt la nivelul vreo 6 certificate avem. 6. În general sunt persoane copii cu handicap, copii care nu sunt la același nivel cu ceilalți. Copii de un certificat de orientare școlară, iar reprezentantul legal sau părintele, îi se acordă de timpul școlarizării 17 lei pe zi. Deci puțin, 6 certificate. La noi, sprijin din partea primăriei, sunt 21 la noi la primărie, banii care vin prin direct de la Consiliul Județean, școala îi monitorizează și trimite toate documentele și banii vin direct. Da? Ați spus, dar sunt persoane, nu, sunt 6 certificate la ora actuală. Nu se fac confuzii, asta am zis. Sunt ca copiii luați în plasament, deci acolo unde ați înțeles, iar banii ăștia o spun, nu suportă bugetul local. Am înțeles, Consiliul Județean. Așa trebuie să... Păi chiar o să vorbim la Consiliul Local, Județean Comisia. Așa trebuie să... Haideți să vă explic. Eu pot spune lucruri prin urmă, dar sunt copii. Da. Care au nevoie de orientare școlară. Nu fac față, da? Nu fac față. Se duc la acea comisie, comisia constată. Domnule, are deficiențe. Trebuie să-l orientăm, adică, curiculumul și cu... Ați înțeles? Și pentru faptul copilul se consideră că are niște nevoi speciale, așa trebuie tradus, nevoi speciale, statul român acordă acești bani. Un exemplu foarte clar este jitarul, Camelia sau... Da, trebuie să demisie sau titlul.
la Gabriel, la Răgean Botezar. La Cura. La Gigel, cum era Gigel. Și la Gigel. Da. Și dincolo la Iordan. La Honia. Adică... Ce să numești? E o chestie foarte bună. Sunt ajutat. Profesorii se duc la școală și fac cursuri cu ei. Este discuții dacă vreți să o purtați. E bună pentru învățământul din masă sau e bună pentru școală specială? Pentru un copil cu nevoi speciale, ar fi bine de instituționalizat într-o școală specială. Îl bag în învățământul din masă sau îl duc într-o școală. Aici e discuția de purtat. E vorba de cuantumul ajutorului. Poți să-i dai 100 de euro, nu contează, 200 de lei. Problema este, dacă ai nevoie specială, vin în învățământul din masă sau îl duc într-un învățământ special. Din păcate, statul nu are resurse de suficient. Și ales varianta ca să se integreze în învățământul de masă în condițiile care din astea. Și în condițiile care părinții țin ca să fie copii în Bâiești, la altă urmă. Da. Îl duci într-o instituție, dar ai pentru legătura și poate consideri că nu sunt preocupări pentru el, ca acasă. Dar nu sunt certificate pentru normalitate, asta trebuie să înțeleg. Adică un copil normal care nu are bani, dar nu se cadrează. Nu. Da, da. Da. Deci asta a fost ideea mea. Da, da. 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 Îmi mulțumesc, domnule, că... Băi, pare ceva... Pentru că nu mai sunt alții discuții. Domnul Lazar, domnul Lazar. Deci, după cele rămâne, care de aici de domnul primar și-a prezentat, rezultă că... În cazul comunii noastre, că o să ai pe județ pe țară și în Brățineasma, e ca o plasmă perspectivă, cam așa. Adică ce propui să realizezi în anul care vin. Care are prioritățile mai diverse, care e o durată mai lungă. Acolo ați citit ceva despre cantină, nu? Ceva despre cantină, am înțeles eu sau am înțeles de numire? În pachetă este prevăzut. Cantină la cetățuie și la Iasă. Cămin cultural. Cămin cultural. Ah, eu am... Opoșim discuția în ședința de aia. Deci ce face? Este eu acolo, din dezvoltul ce faci. Da. Restul e de acord. E o treabă bună asta. Și cu asta copiii anticapați de să-și spune. Asta e treabă. E bine că le scoate de la ceea ce... Observația pe care i-a făcut-o domnul Lazar aici, se vorbește la nivel de Ministerul Educației că ar fi bine ca să facă locuri de porci lapte, să facă un fel de cantină pentru fiecare. De mâncare este este o propunere. Este o propunere care să vrea să realizeze treaba asta. Domnule! Trebuie să facem bucătărie. Domnul Acar, eu cred că o propunere din perspectivă. Și o propun acum. Să dă la copii niște paieri, da? Da. Și să dă niște biscuiți sau... Sau... Ce să spune? Și spune... E, copii. A, dai copii. Nu copii. Dar este biscuit. Nu mai dai așa la șoară. E foarte bun. Creezi o bucătărie. Creezi un loc din muncă. Poți cu cornul și la tine o să bani. Mai grabă investești în bucătărie, bine cucinezi. Dacă și dă cornul și la... Tot învățământul ce mai are. Ce mai are? E cu rădăi cu rădăi. Da, cu ce o cineva. Și care l-aș putea niște biscuiți. Era un biscuit de exemplu. Dar nu poate. Îi dă și biscuiți, îi dă și mărbiți, îi dă și lapte. Îi zice porcul, n-a plecat program. Ca program. Adică nu ați înțeles. Dar programul, într-adevăr, s-a derulat timp de un an de zile cu baghetă, cu con de pâine și lapte. La început, da, desfășurat. După aceea, cu funcție de licitație, mi se dă așa. Mai e. Mai e bine pentru copii. Să știți, eu am văzut că ochii mei chiar nu-i place la fel. Pentru că nu-ți place. Pentru că nu mai știu. Domnul Cicrea, punctul numărul de 10% îi place. Eu, dacă aș fi să fac un program, banii ăștia i-aș vedea în alocația fiică. Nu, eu aș vedea chestiunea de domnul primar, o bucătărie la nivelul școlilor, o bucătăreasă și la ora trebuie să mergi la masă. Domnul Mici, aici vreau să vă spun următoare chestii. Suntem cu toții aici, care circulăm pe drum.
Dacă îl prevezi și există ca un supliment în alocație, e o mare greșeală, pentru că acel copil nu beneficiază de el. Pentru că alocația nu se duce. Dacă vă spun următoarea chestie, că trec copiii pe la dumneavoastră, pe la magazin, când înainte ați duce la școală, el vine cu 50 bani în buzunar să-și ia ceva, o prăjiturică. Ei, cu atâta s-ar alege un copil, din alocația aia, banii pe zi, dar având un lăptic acolo și un pachet de biscuiți. Mănâncă ceva, asta vrea să mănâncă ceva. Dacă-i voare. Dacă tași o gărțuri, mai e pe dinică. Pentru cine a primit bună propunere pe care o faci, pentru Dumitale, pentru Viorel, pentru Ionică, care știe să dea la copil. Face pachetier, dar din contact sunt și familii care știți foarte bine. Să punem la vot proiectul 3. Cine este pentru? S-a abținut cineva? Contra? Bine, mulțumim. Pentru că poate... La divers. La divers. N-am trecut de-o. Este divers. Da. E ceva divers. Eu așa merge la divers. Domnul Lasă. Ce să scrie la cuvânt? Domnul Lasă, domnul Lasă, domnul Trofim. Ce să mai scrie la cuvânt la divers? Domnul Angaru. Altcineva? Și gata. Cel mai eu să revin. Adică problema satului Petricica, eu nu pot să vorbesc cu celălalt sat. De exemplu, are o casă, trebuie să vină de la Boinești, o piele. Un face un infar cu un om, trebuie să vină de la Boinești. Pentru că noi avem 20 km Bacău și trebuie să meargă la 50 la Boinești. Noi vorbesc cu oameni șantiuri, chiar mi-a scris aici, că am vorbit cu oameni chestii de zero. Spune că Bara Petricica, întregul este, nu putem să-i arendăm cu salvare, cu, și cu pompieri, în caz de sarne ceva, la Bacău. Tipul de reacție să fie mai scurt, să fie arătat. Păi scurte și salvezi viața omului, salvezi și dacă arde nici ceva, până vine la voi la 10 km, că noi avem Bacău aici. Nu poate urca pe ele chestii. Să faci supraviții corecte. Din punctul nostru de vedere, ar fi foarte utilă chestia asta. Dar dacă am luat aceea distanță de la Stejarul sau Scorțieni, care și ei sunt arundați Moineștelul, el ar ajunge în 15 km sau 17 km. Da, Bacău. Mult mai e. S-o ridica problema asta, s-o ridica problema asta într-o ședință, numai puțin. De cei de la Sândulin, care se plângeau că trebuie să cumul la Unești, da? Așa este. Când este mult mai aproape Bacău față de Unești. O Moinești față. Sistemul de operare a celor de la Smurt sau așa este bazat pe apelul 112. Dacă, într-adevăr, nu sunt mașini care nu operează în zona Moineștelui și nu ajung la timp, atunci el redirecționează un mijloc de la Bacău. Sunt oameni care au ajuns la Bacău și... O altă procedură care se practică, de ce să nu o spunem, sunt în mașină și uite, sunt la Hanamătura și am intrat în zona respectivă. Și am intrat în zona de competența lor și punem imediat în mișcare și ți-a da, dacă e mașină. Adică vă învățăm niște scurtături. Dar dacă dai drumul 2, ai zis strugar, strugarul i-a rândat Moineștiului. Am înțeles că i-a rândat. Băi, a rândat din celălalt timp, administrativ altfel. Dar din punctul ăsta de vedere, ca o salvare. Ca o salvare. Și am înțeles toate chestia coșului. E scurtătura aici. Dar e vorba așa. Dacă un om a făcut în parcă acum și vine cu 10 minute mai târziu la el, e mort. Așa este. Și atunci, bară nu este două probleme. Să fie salvare, pompieri. Nu cerim schimbarea administrativă a satului respectiv. Nu putem să dă comuna, că să spune, așa nu-i convenit după la Bacău. Dar ora e chiar. Da. Dar atunci, aici, pentru noi, suntem la fel de capul. Așa e configurația geografică. Da, la până la mână, după aceea, sunt calculi făcute și pentru potențialul care poate să absoarbă. Centrul de urgență de acolo, câtă populație poate să absoarbă? Centrul de urgență de aici, câtă populație poate să absoarbă? Soluția este scurtătura care v-am explicat. Și toate, eu dacă dau telefon acolo... Aveți perfecte dreptate. Eu dacă dau telefon la 112, nici nu-mi răspunde omul de acolo. E direcționat, sigur, la Moinești. Așa este... Acum, eu câțiva ani, o ars casa lui Padre. Așa. Păi,
nu a putut urca pompierilor pe elechestul, l-a salvat și la elechestul și i-a venit prin jur. Era fata aia polițistul ăla. Și nu, dacă nu eram noi oameni... Am făcut niște tabii, era întrebat la dumneavoastră. Și asta era cu cetățenii care plătesc gunoiul și n-au... Voi spuneți, deci trebuie la 200, că dacă sunt 150, aia nu poate să aducă... Nu ți-o dă decât cu buletin. Păi, altfel. Dar acela când vii... Păi, ce nu te este ca să zic, îți facă formalitățile. Dacă vine acolo, nu e decât buletin. Da. Păi dacă când vii cu buletinul acolo și suntem copitabil, vezi dacă e Gheorghe la acolo sau nu e Gheorghe la... Puberile sunt lângă noi aici, nu trebuie nimeni pentru alt scop, adică să o utilizeze în alt scop. Nu, dar putem să facem, da, exact. Putem să facem și o altă chestie. O să facem un reversant 27 și mi-aduc 27. Da, da, asta da. Sau mă duc eu cu camionul și iau și le dau la... Asta oricum putem. Idiota, mă. Domnul Trofie. Am auzit, nu știu, poate nici unii dintre noi au făcut alte contracte la distribuție de energie electrică. Deci că sunt alte firme. Cu ele, da, trebuie să trec acasă, S-au liberalizat. Problema. Se mai rămâi în pană, se mai defectează contoarul, se mai defectează, eu știu, un scurt, sau, mă rog, tot felul de... Cine face reparațiile la... Serviciile de vânzare, de, cum se spun, comercializare, poate să le fac cu oricare societate nouă înființată sau care era deja înființată. Pe-a cui bani? Deci, de vânzare e vorba. Deci eu pot să vând energie electrică, da? Dacă am o societate avizată de ANRE. M-ați întrebat și lăsați-mă să răspund. Toate serviciurile privind un lipsă de tensiune, așa, există societate în cadrul EU-ului specializat pentru așa ceva. Deci nu vine ăla cu care faci contractul de... Cu a cui bani? Dacă tu nu mai ai contract cu EU-ul. Nu de bani. Eu ca să vă spun ce am pățit eu astăzi. Nu mai departe. Deci, dacă ai alt contract cu altă firmă în afară de Delgaz, da. Toate întreținerile care vin, sau reparații, sau costuri, sau schimbare de contoar, sau, îi revine consumatorului plata. Ca să știți. Tocmai asta, că nu s-a spus, dacă citiți în contract, scrie acolo mărunt și citiți-o și vedeți când sunteți bun de plată. Trebuie lupă acolo să citiți. Eu nu am așa ceva, uitați, vă aduc contractul. Eu care sunt la fizică, am spus din de toată lumea. Și unde vei să încheie contractul cu Delgaz Grecu, în primul rând. Deci ăștia au dat numai curentul, fără reparații, fără stâlpi, fără nimic. Reparații îți face Delgazul. Costul e ori. Delgazul nu ia e ori. Dar nu-ți face reparații numai Delgazul. Domnule, dar eu astăzi am schimbat contoar. Dacă eu nu eram astăzi... Ai schimbat contoar la cerere? La cerere, da. Îi plătești? Păi nu la cerere, l-am schimbat că e defect. Da, la cerul. Păi cum adică? Dacă ești la Delgaz, nu plătești. Dacă ești la alt furnizor, ești bun de plată. Păi dacă ți-i depe Ce vrei să-i învețeșăm? Dar știi ce-o zice eu, el lucra, a făcut contracte pe sat?
S-a desfințat EON-ul. Păi da, 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 măsușă chestia. Ei, așa spune și domnul de la Delgat. Dar n-are interes. Păi da, care interes? Reparația la ei, reparații la ei. El îi spune interese, ei zic. Dacă domnul Viorel aduce un produs la vânzare, nu spune că e mai bun decât al lui vecinul. Corect, domnule, corect. Vecinul nu are valoare. Domnul, de exemplu, acum, dacă eu nu eram cu Delgat, aveam contract cu Delgat și aveam cu altul firmă, era cu situată schimbarea contoarului. Dar Delgazul nu-ți dă energie electrică. EON-ul îți dă energie electrică. E bine că Delgazul doar îi vine parații. Vă explicați la șescuz. Mă ascultați un minut pe mine. Delgazul este firmă care repară. Angajată de ANRE. Eu i-am întrebat pe ăștia de la ANRE. Dom'le, bine, eu vin la Dumitale. Am contractul Dumitale. Dar cine mai face reparațiile? Tot Delgazul, pentru că el este angajat de ANRE. Așa mi s-a spus. Îi distudia. Da, să vedem ce se întâmplă cu el. Te duci la apartamentul 2, scara A, ce chestii? Nu, nu, nu. Deci nu ai o locație fixă, cum e o societate, cum e unul, o societate mare. Cei care vând energie electrică, printre mai nou furnizori, e și NRDS-ul, da? Da. Păi, are societate, are și... E nevoie, e nevoie. Eu nu mă scriu așa ceva. Mie nu știu mai mult. Mie nu știu mai mult. Mie nu mai știu mai mult. Mie nu știu mai mult. Mie nu știu mai mult. Eu cred că ăsta e avantajul economiei de piață, că sunt mai mulți jucători. Da, da, da. Sunt monopolul. Și în avantajul cetățeanului este prețul. Eu așa cred. Mie sunt mai mulți, poate mai bine. Stai și te gândești și urmărești cum începe. E vorba de 20-30 de bani. Ai 20 la jumătate. Sau cât e. Mie mi-a schimbat acum un an contoare. Mie s-a schimbat contoare. Mi-a schimbat contoare. Și unde este cum e? Să nu mai găsesc tot. Păi când eu, băi, ce dracu, mă, stai, dar... Băi, ca să-l scoți, am bagat aparatul, sunt un priză, ca să te faci un consumator. De unde mă bună? Băi, dau telefon la niște oameni, la ei, băi, și vin niște așa. Și când m-a venit, așa mi-a bunat, a luat contul. Da, da, da. Nu, zero, trei, și nu puteți ea. Și la ăștia alții, la așa. Și eu, să-l las așa. Hai, ce nu vezi? Cât plătești? Unii 0, 3 și 1. Tot plătești de șumă. Până te ia, cu totul, iar la eu, unii era 0, 56. Bun. Acum eu am mea să vă rog față. Dar unde ai să-i? Hai să închide ședința și mai iau de aia. Domnul primar, păcat că n-ați alocat niciun leu pentru ultimii religioase din în bugetul actual. Un aspect. Și un alt aspect, nu prea sunt înlămurit la cheltuieli la învățământ, la cheltuieli materiale în valoare 2.600.000.000 lei vechi. Vorbesc în lei vechi ca să... Dacă stai și te gândești la 1.500.000 costurile microbuzului de la școală. Și dacă stai și te mai gândești... 1.500.000 de ani. Da, domnule, salariu și motorină. Și întreținere. Și dacă stai și te gândești la încă vreo... câte luni vin? 6-8 luni de școală, nu spui mai mult. Ori 25 de milioane pe lună, mai faci să-ți dăți banii pe microbuzii. Nu altceva. Dar nu-ți dă banii pe care faci să ieși prin microbuzii. Da, bun. Deci acolo e. Nu-i fără bine. Asta e principiul. Atâta e. Deci nu trebuie să ieși. Asta mi s-a văzut mare. E mare, sunt așa. Două microbuzii. Dumneavoastră, în fiecare an am avut, dacă se va vorbi de o rectificare bugetară, care ne stă la îndemână și trecem până la jumătatea anului, că deja suntem în martie, da?
când se face rectificarea bugetară la, în luna iunie, da? Acolo să venim cu niște propuneri și o să găsim niște subiecte ca să ne orientăm și către culte. Prima dată, dumneavoastră, n-ați avut-o necesar pentru bugetul care s-o repartit? Da, am avut-o necesar. Și nu va aproba la culte nimic? Nu, pentru că nu sunteți mie la culte. A, uite, asta e culte. E tu, la 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 acum nu am nicio, haideți să vă spun o chestie, o sumă cât de mică trebuia pusă la culte, pentru că... Oricare sumă la culte s-a pus și noi am cheltuit-o după luna iunie, când se poate lucra. Da? Adică, haide, nu 60.600 de lei cum a fost anul trecut, dar măcar 10-15.000. Trebuie să avem răbdare și înțelegeți că nu sunt bune acum. Ci o să ne rămână din banii necheltuiți, adică dacă... Avem proiectele care avem cofinanțare pentru școala de la Rechitiș. În funcție de sumele care sunt și o să ne rămână, da? Le dirijăm către culte. Da, odată ce noi am prins asta, să păi n-ai rectificare. Nu, dar e rectificare. Rectificarea dă voie să faci și la planul de acțiuni de investiții. Și noi să zic că mai putem de nimic la dar nu poți prinde, că trebuie să-i prinde și sumă. Ce prinde? Cum? Ce scoți de acolo? Nu poți prinde cu sumă. Dar nu ai bani. Dar scrie-ați văzut că sunt la catedrală, la București. Dar ai câte o zără? De ce? Da, problema e bine că zici la catedrală, da? Dar nici acolo nu te am văzut. Pentru că toate materialele s-au prezentat, s-au discutat, eu declar ședința închisă.